România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. La Arad, un om a fost omorât cu o bombă plantată în mașină. Și acest lucru nu trebuie tratat ca un fapt divers. Suntem o națiune europeană, o societate democratică, una cu instituții care ar trebui să funcționeze cât de cât. Avem noi destule lucruri negative în țara asta, o doză mare de corupție, avem clanuri care au preluat zone administrative și grupări de crimă organizată care trec granițele, dar nu bombe. România obișnuia să fie o țară pașnică. În ciuda tuturor lucrurilor pe care le-am spus, noi nu ne omoram între noi. Aveam alte forme de necinste. Nu suntem Rusia, nu suntem Serbia sau Bulgaria, să mă scuze aceste state, dar acolo auzim mai des despre asta. Obiceiurile noastre sunt altele, cu tot cu clanuri. Ați mai văzut că poliția negociază cu ele, ne înțelegem cum ar veni. Necinstea nu are forme violente la noi. Or, acum pare că s-a trecut la un nou nivel. Omorârea de oameni cu atacuri cu bombă. Un omor săvârșit nici măcar în liniște, în ascunziș, departe de ochii lumii. Adică o răzbunare, ci în văzul tuturor, ca și cum ar fi trebuit să fie un exemplu. Parchetul general chiar spunea acum câteva minute că anchetează un omor cu premeditare, un omor calificat, da? Autoritățile adună ele date acum. Cine este cetățeanul care a murit, în sensul că ce viață avea el? Era acest om de afaceri un membru al unei rețele de crimă organizată? Avea el legături cu oameni care pot face așa ceva cu ușurință? Sunt acești oameni români sau nu? Și ce mai au de gând să facă aici? Enorm de multe întrebări pe care ni le punem și noi și probabil că și le pune și statul. O desfășurare de forțe masive se desfășoară acum, care ar trebui să ne spună, domnule, se lucrează. Domnul ministru Bode ne-a arătat că treaba este sigură. Pe oriunde a ieșit zilele astea, domnul Bode a spus că România e o țară sigură. Și că nu avem de ce să ne facem noi griji, adică cetățenii obișnuiți. Ce vrea să spună domnul ministru cu treaba asta este că moartea aceasta este un eveniment țintit precis, că e ceva între niște găști și că nici de cum nu ar fi putut fi afectați alți oameni. Ceva de genul, ce ați văzut voi acolo într-o parcare, sigur că era loc public, dar n-a mai murit nimeni. E ca și cum te-ai baza pe buna credință a infractorului care a făcut-o, nu? Adică el s-a uitat și singur a evaluat. Băi, eu aici am de omorât un om, nu voi omorâ și alții, nu? N-am treabă cu opinia publică. Dar stau să mă întreb cât de sigură este o țară în care se pot face și se pot pune bombe. Nu e ca și cum ai avea un cuțit sau ca și cum ai face un accident de mașină. Bombele se fac în condiții speciale, se transportă în condiții speciale, au elemente, mecanisme specifice. Cum ar fi ca nimeni din România să nu știe că un nebun face o bombă? Stimați cetățeni, dacă data viitoare pune bomba la mall, unul din ăsta așa, nevăzut de nimeni, ca să omoare un dușman, știu eu pe cine... Domnule Bode, asta e o întrebare la care trebuie să răspundeți. Și nu numai dumneavoastră, ci și o sumedenie de servicii secrete. E ușor, domnule, să faci o bombă în România? A? E chiar așa la îndemână? E ușor să vii cu o bombă în România? Să o aduci, o transporti, o faci cumva? E ca și cum ai face contrabandă cu țigări? Întreb, că nu mă pricep, da? Ne-ați spus că e sigur. Bomba nu pare o chestiune foarte sigură. La fel, statul are de luat niște decizii pe mai departe. Am văzut săptămâna trecută că DICOT, bravo DICOT, anchetează jurnaliști care aduc dovezi că unele clanuri mafiote s-au suit la masa deciziilor din România, adică invers decât ar trebui. Să nu credeți că nu e nicio legătură între poveștile astea. Când procurorii se ocupă de articole de presă, au mai puțin timp să vadă ce fac infractorii. Adevărații infractori. Și să spunem câteva lucruri pe șleau. Anii din timpul guvernării Dragnea au suit la masa deciziei politice mai multe grupări interlope. Nu ne este clar cât, nu ne este clar în ce măsură, nu este clar pe unde, ca urmare a unor anchete de presă, da? Știți numeroase dezvăluiri care arată
Asta. Nu l-ați uitat nici pe domnul Dragnea, nu? Când a venit la Înalta Curte de Casație cu niște băieți după el, da? Situația asta s-a degradat lent în România, pas cu pas, și cu un final pe care noi nu-l intuiam, că suntem oameni pașnici, dar alții îl pregăteau. În absența unui răspuns de o duritate extremă, s-ar putea să mai vedem și altele. Asta aveți de rezolvat, domnule Bode și prieteni și stimată putere, să le arătați că România nu e sat fără câini. Iar pe voi vă chem la dezbatere și poate, cum să zic, dați peste cap această opinie a mea, că de asta discutăm. Poate o să spuneți, domnule, e un eveniment, asta e, niște nebuni, n-are cum să fie mai rău de atât. 0372069599. Îl repet, 0372069599. Ce credeți despre acest atac cu bombă unic în România? Poate fi un astfel de act prevenit sau autoritățile pot doar să reacționeze? Și cum să reacționeze? Are crima organizată din România capacitatea de a da atacuri cu bombă acum? Și spuneți-i, domnule Bode, domnule, sigură treaba, vă simțiți în siguranță? Asta am avut eu de spus astăzi, 0372069599, dezbaterea e deschisă. Claudiu, salutare, bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Aș începe această interpelare cu o singură întrebare. Dacă domnul Bodea este sigur, după cum a afirmat unul, că este unic, referindu-se doar la o singură persoană, doar la un singur caz, aș vrea să-l întreb pe dumnealui dacă dumnealui știe că acel ce a făcut acea bombă a cumpărat doar 100 de grame, 200 de grame de explozibil sau a cumpărat un kilogram, două. Păi, ne poate răspunde la aceste întrebări? Nu poate. De oferă atâta siguranță? Da, el oferă siguranță că ăsta e rolul lui, să spună, îți dai seama ce să spună și el acum, că na, poate nebunul o fi luat un kilogram de bombă. Știu eu. M-aș întreba dacă s-ar dori chiar să se afle prin cele două căi. Dacă tot s-a făcut cercetarea la locul faptei, la locul exploziei, s-a identificat dacă acel dispozitiv este standard, atunci este foarte ușor de identificat sursa, sau dacă este confecționat artizanat, se poate identifica foarte ușor prin investigații pe internet, pe surse care sunt foarte la îndemâna tuturor pentru confecționarea unei bombe. Lucruri care pot fi foarte accesibile oricui, nu trebuie să fii nebun. Trebuie să cauți, da? Nu și încurajez acest lucru. Fii atent, Claudiu, eu am înțeles așa, că în lumea asta modernă sunt niște sisteme de supraveghere, astfel încât dacă eu intru pe internet astăzi și scriu eu acolo bombă sau ceva de genul care ar putea intra într-o bombă, imediat mă vede o autoritate a statului. Eu așa am înțeles că toate căutările astea ajung în diverse zone și statul adună informații. Și zice, uite mă, sunt unii care caută date despre bombă. Eu așa am auzit. Da. Eu înțeleg același lucru și sunt sigur că sunt instituții care urmăresc sau care supraveghează aceste inițiative ale unuia sau altuia, dar mă întreb oare pentru situația de fapt, având în vedere că este presupus martor sau este presupus ca acest om de afaceri să fi făcut o declarație la un alt aspect, la un alt caz, atunci acel om mă normal ar fi fost sub urmărire să vadă, totuși prezintă un pericol pentru ceilalți că a furnizat niște informații. Am avut grijă să-l acopăr, am avut grijă să-l protejez. Da. Dacă am avut grijă, atunci mă gândesc, oare nu cumva cu câteva zile înainte sau cu săptămâni, omul acela era deja sub lupa celor care l-au și terminat? Oare am vrut să preîntâmpin lucrul ăsta sau doar
am avut un, așa, un deja vu și, da, că nu pățește nimic. Tu spui așa ceva de genul că există această informație, am văzut-o și eu în presă, dar luați-le pe toate cu o urmă de îndoială, că așa e bine în cazurile astea, că ar fi dat ceva declarații despre un transport de țigări, despre un camion. No, eu m-am bazat când am făcut aceasta doar pe ceea ce a scris. Bineînțeles că pun la îndoială că ar fi partea unui în alt caz sau... Na, dar totuși, foc fără fum nu este. Sau o doză de ceva ascuns este și în situația dumnealui de s-a îndreptat direct spre mașina lui. Nu ne dorim lucrul ăsta și noi doresc familie să oricărui să... pățească așa ceva. Dar dacă acest om a fost monitorizat, înseamnă că ceea ce s-a întâmplat lui era putea fi prevenit de la bun început, nu trebuia să aștepte. Hai să ne explice pe parcursul anchetei. Mulțumesc mult, Claudiu, pentru intervenția ta la România în direct. 0372069599. Daniela, salutare! Te simți Bună. În siguranță? Nu mă simt în siguranță și am și un exemplu în acest sens. Nu este legat de un atentat cu bombă, dar anul trecut, în vară, am fost într-o vacanță, să-i spunem așa, în municipiul Craiova și eram la o terasă centrală, deci înconjurată de foarte multă lume, cu părinți, cu copii, la masă. La un moment dat, la o masă alăturată, erau așezați, ca să numesc, persoane normale, la fel ca noi. Au venit trei indivizi, au ridicat un băiat de la masă, un tânăr, l-au dus la 20 de metri în afara terasei și au început să-l înjunghie în fața tuturor. Am văzut sânge pe jos, nu vreau să intru în detalii. Și acum povestind mă emoționez un pic. Am sunat, bineînțeles, a fost sunată poliția, a intervenit foarte târziu și întrebând apoi agenții de poliție, de ce ați intervenit așa târziu? Ce s-a întâmplat cu băiatul respectiv? A zis, da, băiatul respectiv a ajuns într-un final în terapie intensivă. Dar nu intervenim în aceste cazuri, pentru că sunt reglări între clanuri. Mm-hmm. Sunt două clanuri foarte bine cunoscute în Craiova, eu nefiind craiovean, că nu știu care sunt, dar noi nu intervenim, pentru că ei trebuie să-și facă dreptate între ei, ei știu, noi intervenim, ei au intervenit numai ca să bifeze, că a intervenit poliția, dar după ce știau că lucrurile, oricum ei nu iau asta. Pentru că... Pentru că la ei era foarte simplu, adică, domnule, câtă vreme folosesc cuțitul, victima, e sigură, nu o să o atace pe Daniela care stătea la masă, că nu are de împărțit nimic. Doar că regulile s-au schimbat. Dacă se gândea cineva să-i pună o bombă sub masă. Exact. Adică... Au degenerat. Adică, dacă noi lăsăm așa să, nu ca să nu-i numesc interlopi, nu? Să-și facă dreptate între ei, fără ca statul să intervină, va degenera. Într-o zi, poate copilul meu va fi în mijlocul acestui atac sau, nu știu, sau eu voi fi în mijlocul acestui atac. Sau poate se va trage un glonț care, nu știu, voi fi... Despre asta e vorba. Am pierdut-o, așa e? Da. Din păcate am pierdut-o pe Daniela. Dar exact despre asta e vorba. Despre un pas fatal pentru siguranța noastră. Da? Câtă vreme lucrurile astea, oamenii ăștia și le rezolvau ei între ei, poliția se uită așa ca într-un clopot. Și vorba e exact, lasă-mă că s-au omorât, știu ei ce fac, dă-i încolo că și așa sunt niște nenorociți. Când se folosește armă de foc sau bombă, cum s-au întâmplat an la rând prin diverse state, astăzi democrații funcționale, lucrurile se complică, pentru că asta pune la îndoială un întreg sistem de securitate. Durerea răspândită este mai mare pentru o grămadă de lume. Și da, când e vorba de bombă, știu că, așa la nivel oficial, spuneți, domnule, nu e act terorist, că așa ne-au spus, da? S-au omorât ei între ei, adică e o reglare de conturi. Cu bombă să vă gândiți voi bine că e act terorist, pentru că, chiar dacă n-are, cum să zic, legitimare politică sau religioasă, cum e la atentatele teroriste, efectele sunt aceleași.
pentru oamenii care ar putea să moară sau pentru distrugerea spațiului public, e mai puțin interesant că au fost, porniri religioase sau politice. Silviu, ești la România în direct. Salutare! Salutare! Da, în primul rând, o bombă și, în general, arma de foc e armă de foc, adică nu-i ca o armă albă care poate produce pagube doar persoanei vizate, ca să spun așa. O bombă poate să producă atât pagube materiale cât și de natură umană mult mai multor persoane. Acolo puteau să mai fie și alte persoane pe lângă mașini, nu știu, pietoni sau diverse oameni, alte pagube materiale. Deci o bombă e o bombă și asta înseamnă că da, se poate fi catalogat atacul respectiv și ca, din punctul meu de vedere, și ca un atac terorist. Însă eu am un caz mult mai cald, un exemplu mult mai simplu și la îndemâna poate multor persoane care ne ascultă în momentul ăsta. Eu nu mă simt în siguranță în România și motivul este unul foarte, foarte simplu și ușor de probat. În localitatea în care locuiesc, sunt zeci de persoane care nu fac altceva decât să circule cu mașina pe drum public, pe șosea, prin centrul localității, fără permis. Ori, pentru așa ceva, să-mi fie iertat tupeu, însă sunt legi, dar poliția se face că nu-i vede. Mai vede, dar îi știe. E o diferență. Îi știe, păi dar știe, evident da. Că îi știe. Da. Dar este evident, păi dacă îi știu eu, care nu lucrez într-un serviciu public, și știu eu care sunt aia fără permis, poliția nici nu mai știe să nu îi știe. Și atunci am motive să mă simt în siguranță atunci când eu ies pe șosea, indiferent că merg pe jos și sunt pieton sau când merg cu mașina, am motive să mă simt în siguranță? Să-l întrebe cineva pe domnul nostru ministru. Ăsta e un motiv de siguranță? Domnule, câtă vreme nu-ți pune nimeni o bombă, îți dă asigurări, domnul ministru, că și la condusul mașinii e la fel. Moare doar cel care n-are permis, că așa e. Așa doar e cel oare? Oare? Doar glumesc. Cel care nu are permis moare? Glumesc, sunt ironic. Sunt ironic. Da, nu... da, păi da. Asta e asigurarea domnului ministru. Că și dacă... în afara faptului... Da, te rog, scuze. Zic, asta e asigurarea domnului ministru, că, domnule, lucrurile sunt bine așa cum funcționează în România. Încă e bine, asta vrea să ne spună. Da, acolo... da, e extraordinar de bine. Dar întrebarea este... Băi, dacă sunt legi, cine trebuie să... Pentru că la început, mai devreme, în asta, în cealaltă emisiune, spuneai ceva de genul că PSD-ul și că, nu știu ce, că au făcut la legi, le-au cunțit, le-au slăbit, le-au drept. Da, da. Ok, le-au slăbit. Dar pentru exemplul meu, nu există slăbirea legii, există lege. Trebuie așa făcut e. Ceva. Dar deci eu acolo pot n-ai nevoie să... de cine știe ce legi. Sunt de acord cu tine. S-a inventat permisul. Silviu, dar în momentul în care legile acelea au fost ciuntite, au fost ciuntite într-o frăție între politicieni și interlopi. Iar interlopii s-au suit la masa deciziilor, la masa administrației, au venit la masă cu poliția. De asta ei astăzi pot să se plimbe fără carnet, cum spui tu. Pentru că legăturile lor nu sunt numai de natură, hai să ciuntim o lege. Uneori ei lucrează împreună, înțelegi? Asta e povestea. Eu știu că lucrează împreună, însă ce vreau să scot în evidență e că pentru așa ceva nici măcar nu trebuie... Adică nu s-a ciuntit nimic în ultimii 10 ani. Nu s-a ciuntit nimic, doar voința s-a ciuntit. Exact, acolo e problema. Da, la da, voință și poate la anumite legături dubioase. Exact, dar știi cum vine răul? Iar pe astea cine trebuie să le investigheze? Cetățeanul? Sau... Știi cum nu-și face treaba poliția, dar oare alte servicii își fac treaba? Bună întrebare. Da, asta întreb și eu astăzi. Mulțumesc tare mult. Numai o secundă. Ca și în cazul de față cu bomba, oare serviciile și-au făcut treaba? Pentru că dacă își făceau treaba, eu cred că un atac cu bombă, n-ai cum să nu afli. Adică dacă ești un serviciu secret care se respectă,
și care își face treaba, nu ai cum să nu previi așa ceva. Așa mă gândeam și eu în capul dacă meu. Dacă e o singură persoană implicată și ăla în sinea lui, nu știu, face o bombă din, o scoate din pământ, o găsește din poligon, din o scoate din copac. Pământ și zice, bă, să-i dau drumul la bomba asta. Dacă e o singură persoană implicată, atunci da, zici, bă, n-am avut cum să implic. Dar aici nu cred că e o singură persoană implicată. Hai să vedem unde duce ancheta asta și, atenție, mulțumesc tare mult, Silviu, de modul în care rezolvați ancheta asta, stimați procurori și stimați politicieni, va ține credibilitatea unui întreg sistem de răspuns la astfel de lucruri, da? Pentru că așa vine, așa se face în viață. Dacă nu dați un răspuns adecvat, corect, cinstit și credibil și oamenii nu se conving că ați rezolvat chestiunea asta, o să spună că ne-ați mințit din nou. Mircea, salutare! Salut, Cătălin și ascultătorii Europa FM. O să preiau exact de unde a lăsat ascultătorul precedent și exact ce spune și tu apropo de și de alte instituții care își fac sau nu treaba. În primul rând vreau să precizez că Directiva Uniunii Europene 541 din 2017 privind combaterea terorismului dă trei definiții privind actul terorist: intimidarea gravă a unei populații, constrângerea nelegitimată a puterilor politice sau destabilizarea acestor puteri politice. Revin, intimidarea gravă a unei populații. Atunci când vrei să atentezi la viața cuiva, să omori pe cineva din răzbunare, din indiferent de motive, îl bagi cuțitul în el, îl împuști, e un act intim. Atunci când vrei să intimidezi o categorie de oameni de afaceri, o altă bandă, o faci într-un mod cât mai violent și public cu putință. Deci este clar un act terorist. Serviciul Român de Informații s-a grăbit să precizeze. Nu este un act terorist. Deși, pentru repet, că n-a fost motivat religios sau politic, asta era explicația. Nu, pentru că în mintea incompetenților care conduc instituțiile din România, act terorist începe de la 1000-2000 de morți în sus, de la clădiri dărâmate și așa mai departe. Nici vorbă. Legislația de funcționare a serviciului le stabilește principal atribut, una din principalele atribuții este combaterea, repet, combaterea, asta înseamnă prevenirea actelor teroriste. Este agrăbit să definească că acest lucru este un atentat și un act terorist pentru că să-și acopere practic incompetența și în același timp aceeași incompetență i-a făcut să stea pasiv când legislația le-a fost ciuntită. Vreau să vă spun ceva, din punct de vedere legal, SRI-ul are mâinile tăiate, picioarele rupte. În legătura sa cu justiția, pe unele puncte pe drept cuvânt, pe altele pe nedrept cuvânt. Peste tot în lume să spun. Au stat pasiv, da. Efectiv, deci sub anumite pretexte mai mult sau mai puțin coerente, au stat pasiv când legislația a fost... Nu știm, serviciile de informații nu acționează la vedere. Habar n-avem dacă au stat pasiv. Păi din momentul în care legislația prin care se reglementează activitatea a fost declarată ca fiind neconstituțională, din momentul în care niște proceduri, în fine, nu asta este. Da, știu, celebrele protocoale, toate serviciile secrete din lume colaborează. Când li se tăiau, li se scoteau ochii, li se tăiau urechile, li se rupeau mâinile și picioarele. Da, și nu acum pot să nu mai facă treaba. Nu pot să, adică eu nu pot să pun mâna în foc că au stat pasiv. Habar n-am dacă au stat pasiv. Din moment, oricum, dacă n-au stat pasiv și n-au încercat să facă ceva, incompetența i-a împiedicat să facă ceva, pentru că legislația există. În momentul acesta, pe colaborarea aceea, nu e vorba numai de acele colaborări ca Serviciul Român de Informații să mai instaleze tehnică de ascultare sau interceptare deja de domeniul fantasticului la câte condiții trebuie să respecte legal. Da, ca să facă legal. E adevărat. Sunt mai multe și repet, sunt fapte, dar nu asta este subiectul. Apropo de siguranța cetățenilor, într-adevăr, România este o țară atât de sigură încât o polițistă din Călugăren care a fost oprită și blocată în trafic de un interlop, scuipată, înjurată, i-a fost frică să depună plângere. Atât de sigur este această țară. Iar aceștia sunt polițiști care trebuie să aplice legea inclusiv cu forța. Eu, ca cetățean, ce încredere să mai am în siguranță din această țară? Probabil că cunoașteți cazul, v-ați amintit de situația respectivă. Nu, uite, asta deci, mi-a scăpat, sau nu mai știu în momentul acesta. Pe internet, deci o polițistă din Călugăreni a fost blocată de un celebru interlop, nu ați amintit, nici nu vreau să-mi amintesc numele și nu contează că nu vreau să fac celebru nenorocit, a fost blocată în trafic, iar acea polițistă de 21 de ani, fiind la începutul carierei, probabil că a fost putuită, o avea familie, sunt clare motivele. Nu a depus plângere penală, dar mai grav, nici măcar nu s-au autosesizat autoritățile, pentru că, vedeți, noastră, la altercații de genul ăsta trebuie să mișcarea penală se pune în pune în funcțiune, acțiunea penală se pune în acțiune numai bunei plângeri. Sau la deci plângere, nu a depus plângere și gata. Deci polițiștilor le e frică să acționeze. Ceea ce se întâmplă astăzi este și un test
pentru autorități, cum păi spunea cineva mai devreme. Ce se va întâmpla în urma acestui test. Autoritățile îl vor pica cu brio. Nu vor fi în stare să găsească absolut nimic. Premisele pe care se merg din punct de vedere tehnic sunt și juriști și în general economist. S-a spus că, domnule, bomba a fost detonată de la distanță, de la 50-100 de metri. Bomba poate fi detonată și prin telefon mobil, iar cel care observa mașina putea să fie la 3 km cu un binoclu distanță. Sigur, sunt ipoteze. Nu te lua după declarațiile autorităților acum. Știi de ce? Pentru că într-o anchetă din asta, procurorii, polițiștii cu experiență lucrează și cu diseminarea unor informații în spațiul public pentru a genera diverse piste. Deci, ceea ce vreau să precizez că autoritățile vor pica acest test, ne găsim și ne identificăm suspectul care probabil că e de mult peste graniță. Cum se va manifesta acest test picat? Vor exploda la un moment dat bombe și sub mașinile miniștrilor și politicienilor, când acestea vor refuza anumite cereri de legiferare făcute venite din partea clanului interlope. Și atunci să vedem cât de sigur vom mai considera această țară. Foarte interesant ceea ce spui, pentru că acesta, mulțumesc tare mult, acesta este marele pericol și nu neapărat din punct de vedere al politicienilor, că nu la asta ne gândim. Să nu explodeze bombe pentru anumit tip de revendicare sau pentru propagarea unor idei sau unor cerințe. Să nu explodeze în spațiul public, despre asta e vorba. Să nu se ajungă la atentate mai grozave decât acesta, care să pună în pericol viața mai multor oameni. Dacă vă uitați pe știrile mai vechi, apropo de serviciile de informații, ce spunea Mircea mai devreme, au existat atentate dejucate în România, cel puțin așa apăreau. Ce s-a întâmplat sau ce s-a stricat în acest moment? E greu de explicat. Aici domnul Bode trebuie să se pună la o masă și să dea un interviu foarte așezat. Și poate nu numai domnul Bode, ci și cei doi proaspăt candidați la funcția de președinte ai PNL. Lucrurile sunt un pic mai grave. Mihai, salutare, ești la România în direct. Salutare, bine v-am găsit. Putea fi prevenit, Mihai, da, te ascultăm. Eu altceva vreau să vă spun. Te ascult. Absolut toți cei care au vorbit înaintea mea și cei care vor vorbi vor spune că este un act reprobabil, că este decondamnat și cu siguranță așa este. Ceea ce nu înțeleg eu este surprinderea noastră a tuturor pentru ceea ce s-a întâmplat. De ce suntem surprinși? Spre ce evoluează societatea noastră? Dar tu de ce nu ești surprins? Nu sunt chiar atât de surprins. Am ajuns și la acest nivel. Cel sau cei care au organizat așa ceva, care au comis un asemenea act, au vrut, după părerea mea, să dea un exemplu. Oameni buni, vedeți că am ajuns și la această metodă. Ne-am perfecționat. Nu mai folosim bâta, șișul, pistolul, am ajuns și la bombă. Și era firesc să se ajungă și acolo. După umila mea părere, încă nu suntem în rău total. N-am ajuns la fundul sacului. Nu suntem pe fundul prăpastiei. Urmează altele și mai rele. Ferească Sfântul. Nu vreau să fiu un proroc sau să spun că așa se va întâmpla. Dar gândiți-vă că în Occident au existat cazuri de execuții ale elevilor din licee și școli. Gândiți-vă că luăm de la societățile occidentale dezvoltate foarte puține lucruri bune care ar trebui să ne ajute să ne îmbunătățească viața și luăm multe din celelalte. Nu ți se pare mai curând că ăsta e... Numai o clipă, Cătălin. Stai puțin că ai făcut o afirmație care e importantă. Nu ți se pare cumva că asasinatul cu bombă și în general asasinatul în materie de afaceri e o practică actualmente este europeană, adică Rusia, Bulgaria, înseamnă mai mult cu situația asta decât state precum Franța, Olanda, ce știu eu, Germania. Nu prea văd mașini explodând și noi cu oameni de afaceri. Noi trebuie să rămânem în urmă la capitolul ăsta. Păi eu asta... Nu am rămas în urmă, că ne aliniem. Păi... Ne aliniem și cu bune și cu rele, nu, dar chestia asta mai mult cu rele decât cu bune. Mai mult cu rele decât cu bune. Da. Al doilea lucru, nu vreau să mă lungesc foarte mult. Vă sunt din Ardeal, la noi este vorba, dar eu sunt convins că e valabilă peste tot. Dacă te bagi într-o aca de porci, te mănâncă porci. Asta însemnând ce la cazul ăsta?
Asta însemnând că, fără să am date suplimentare, dar mă gândesc că este posibilitatea ca omul care a scăzut victima acum să fi fost în multe legături cu lumea interlocă, cu cămătari, în imposibilitatea de a-și plăti datoriile și a plătit cu viața pentru asta. Da, dar până acum poate auzise, sigur. Poate fi considerat un exemplu. Sigur, sigur, sigur. E de luat în calcul. O să mă întrebați, dubie, dar până acum era vorba de asta cu armă, îl împușca, îl junghea. Bun, era mai puțin condamnabil. Nu era puțin, mai puțin condamnabil, dar diferența... Mulțumesc tare mult, Mihai, nu ne-am auzit strălucit. Diferența este că ceea ce se întâmpla înainte nu punea în pericol întreg spațiul public. Asta e, de fapt, marea deosebire a ceea ce s-a întâmplat și aici căutăm un răspuns al statului, că statul nu mai poate să trateze atacurile cu bombă la fel cum trata înjunghierile cu cuțitul sau știu eu ce... Reglări de conturi, cum se spunea. Reglări de conturi între două clanuri interlope, astăzi în sudul Craiovei, nu? Cum se dădea la știre. Adică nu s-a mai ieșit cu sabia. S-a ieșit cu o bombă. Cu bomba omori zeci de oameni, nu unul singur. Aici a fost o chestiune de noroc. Carmen, ești la România în direct. Salutare! Da, bună ziua! Vorbeai în preambulul acestei emisiuni despre autorități. Ce ar trebui să facă, ce ar fi trebuit să facă, eu mă îndoiesc de existența acestor autorități. Mă îndoiesc de felul, de modul în care aceste autorități se gândesc la noi și vor să facă ceva bun pentru noi. Toate exemplele pe care le-au dat toți cei care au vorbit până acum, tot ce vedem în viața noastră zilnic, de ani de zile, mă duce cu gândul la faptul că nu, evident, nu vorbesc despre o conspirație extraordinară, dar mă duce cu gândul la faptul că nu văd pe nimeni care să vrea să facă ceva bun pentru noi și pentru stat, pentru țara asta. Da. Văd doar distres. Autoritățile, deci felul în care se poartă cu noi, felul în care apar la televizor și ne vorbesc cu maxim dispreț. Eu înțeleg sentimentul de dezamăgire, dar poate nu e chiar așa. Adică, nu știu, cum se formează oare ideea asta că totul merge rău și totul merge prost și că orice e criticabil. Nu sunt de acord cu asta. România e o țară care a și progresat în foarte multe aspecte. Da, dar progresul ăsta este, cred că, în ciuda autorităților. La fel cum e și cu copiii de la școală. Avem copii olimpici. Nu sunt olimpici datorită școlii. Nu sunt olimpici pentru că ei se pregătesc la școală și la școală au parte de un sistem de învățământ adecvat și care permite vârfurilor să se ridice. Nu, ei sunt olimpici pentru că acasă cineva stă în spatele lor și are grijă de acei copii. Tot asta mi se pare și cu progresul. Sunt oameni care sunt încăpățânați și vor să facă ceva și atunci se zbat și reușesc în ciuda a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, reușesc să producă, reușesc să se dezvolte, reușesc să se afirme. Dar nu înseamnă că ei sunt ajutați cumva de legislația și de autoritățile din țara asta. Ăsta este sentimentul meu. Da. S-ar putea să fie corect, îți mulțumesc, Carmen, s-ar putea să fie corect, dar am un amendament. Nu cred că toți polițiștii sau toți ofițerii de servicii, de informații, sau cine mai fi avut treabă în cazul ăsta, se duc la serviciu cu dorința de a nu-și face treaba sau nepăsându-le. Mi-e greu să cred asta. Cred în greșeală, cred într-o mai proastă pregătire, dar nu cred că o societate în sine poate să băltească de natura asta. Azi e luni, o lăsăm mai ușor, prindem mai puțini infractori. Cred însă în lipsă de pregătire și neatenție. Poate mă înșel. Cătălin, salutare! Salut, Cătălin! Ce zici? Ce idee ți-ai făcut? Chestia cu nu toți polițiștii, mă rog, se duc la serviciu cu nepăsare și cu... Știi cum e? Când intri în poliție, am prieteni polițiști și
când intri în poliție, când ești tânăr și așa, ți se dă un alt polițist mai în vârstă cu care să îți intre în rutină. Înțelegi? Și polițistul ăla mai în vârstă, care era undeva la 45 de ani, 45, eu știu, 40, 45, 50 de ani, care are ceva experiență poliție, ăla face treaba exact ca pe timpul împușcatului. Așa a învățat și el de la ceilalți și așa, exact aceea. Degeaba vine un polițist tânăr și dornic și vrea să facă treabă, că în momentul în care vede că, bă, că toată lumea e durerea aia în spate, înțelegi? Bă, nu poți să faci, adică o floare nu se face primăvară, da? Degeaba încearcă. Adică sistemul este prost. Voiam să-ți mai dau un... Te rog. Da, spune. Nu, te rog, te rog, că ziceam că sistemul e prost, atât spune. Da, da, ce voiam să te întreb, nu știu, eu sunt din Brașov. Chestia aia cu crima de la farmacia de pe Victorie din Brașov au găsit, nu știu, nu mi-aduc aminte. Când au fost omorâte cele două farmaciste, nu? Da, da, n-am văzut pe cineva să zică, băi, uite, ăsta e criminalul, l-am prins. A doua, nu știu, nu mi-aduc aminte, poate sunt eu mai scurt de minte. A doua chestie cu cel care a fost împușcat la Casa de Schimb, tot în Brașov. Brașovul fiind, nu știu, din punctul meu de vedere, mi se părea acum 10 ani, un oraș liniștit, un oraș cât de cât safe, adică nu. Sigur. Nu știu, acum, poate voi știți mai bine ce s-a întâmplat cu cel care, nu știu, l-au prins pe cel care au împușcat farmacistele, cel da, care l-a împușcat ăla la... Acum am verificat, mi-am luat 15 secunde în timp ce te ascultam, am găsit un articol din mai 2021, adică acum, cred că acum, nu, este dosar cu autor necunoscut. Așa, și deci cel, în cap la serviciul. Și cel de la Casa de Schimb Valutar de pe 15 noiembrie? Asta nu mai știu cazul acesta, da. Într-adevăr, se poate întâmpla, cum să zic, 17 ani, o durată îngrozitoare, să nu știi cine i-a omorât pe oamenii aceia. Mi-aduc aminte cu perfecțiune, mi-aduc aminte perfect cazul ăsta. Așa funcționează opinia publică, uităm, nu ne dăm seama, nu e chiar problema noastră. Și astăzi cred că ne-ai surprins pe toți când ai adus în discuție povestea asta. Da, asta e. Poate lucrurile se leagă între ce voiam să spun, toată lumea dă vina pe judecători. Că justiția din România, dar judecătorii. Justiția din România nu-și face treaba și așa. Bă, tu ca procuror, dacă tu ți-ai făcut cazul beton, poate să vină avocatul lui Pește și poate să fie ăla plătit cu 500-600 de mii de euro. Dacă tu ca procuror care îți faci nou. Poliția și procuratura este făcută pentru oamenii simpli, Cătălin. Pentru ăștia care nu au bani, ăștia care... Eu am dat telefon odată la poliție că a ieșit unul cu parul la mine în trafic. Nu, sunt și eu mare. Nu, puteam să mă dau jos să ne luăm la bătaie acolo, să ne facem praf. Dar zic, bă, hai să sun la poliție. Am sunat la poliție și mi-a zis să... I-am luat și numărul de la mașină. Depuneți o plângere. Zice, nu, trebuie să veniți să faceți plângere la noi. Zic, e aici, lângă mine și dă, e cu parul ieșit. Nu zice, nu putem să venim. Știu, e clasic asta. Vezi că la bombă trebuie să vină. Mulțumesc tare mult, Cătălin. Când explodează o bombă, trebuie să vină, n-au ce să facă. Nu mai poate zice nimeni, ia depuneți o plângere. Ba, trebuie să vorbească și ministrul. Da? După cum v-ați uitat la toată emisiunea asta, nu e de ajuns să spui lumea în siguranță. Pentru că vine următoarea întrebare. Dar cum de s-a întâmplat? Cum faci să folosești o bombă în România? Și de ce e atât de simplu, pare, nu, să folosești o bombă în România? Mai urmează? Claudiu, salutare! Salutare, Cătălin! Ce idee ți-ai făcut despre povestea asta? Nu mi-am făcut nicio idee. Sunt dezamăgit de tot ce se întâmplă și cred că culegem ce am semănat în tot și în ultimii 15 ani, 20 de ani, și aici nu vorbim numai de PSD. Că la putere nu au fost numai miniștri PSD, și la interne și la... Explică-mi, adică în ce sens spui asta? Păi, cum au spus și
vorbitorii de mai devreme, totul este politic, toate numirile politice, nimeni nu face nimic pentru cetățean, pentru contribuabil. Ei au invitat pe interlopi să vină la putere și acum s-au pierdut controlul. Da, s-ar putea să fie observație corectă. S-ar putea ca unii dintre interlopi chiar să-și fi trimis politicieni la putere. Nu exclud nici acest lucru. Tot aud așa, între subteranele, pe culoarele politicii românești, aud de multe ori întâmplări de genul acesta. Unele dintre ele sunt greu de probat. Altele le mai găsiți de obicei în Rise Project, vă mai arată Rise Project ce și cum am mai descoperit din zona asta. Dar pe undeva aș putea să pun mâna în foc că sunt astfel de grupări care și-au trimis oameni în politică și noi acum culegem rezultatele. Care ar trebui să fie reacția statului român, Claudiu, în acest moment? Păi, reacția statului român trebuie să fie foarte clară și foarte precisă, dar cine să o facă? Hai că mai avem câțiva polițiști foarte buni, mai avem trupe speciale, avem oameni care să facă chestiunea asta, adică nu-mi fi... Adică tu vrei să-mi spui acum că nici măcar nu o să-l prindă, eu fac pariu cu tine că dacă presiunea publică este destul de mare și că voi aveți multe lucruri de spus și că dacă ne uităm mai mult la cazul acesta, pun pariu cu tine că o să-l prindă foarte repede. Dacă se vrea. A, nu cred că nu se vrea. Deci nu cred, nu poți să-mi spui asta, că la nivel de ministru de guvern al României este cineva care ar putea să închidă ochii la așa ceva. E o bombă, despre ce Dumnezeu vorbim? Nu, dacă se vrea. Dacă persoana respectivă care a pus bomba, depinde pe cine reprezintă, deci depinde din ce zonă vine. Nu cred așa ceva. Nu cred. Deci nu cred că cineva care poate pune bombe în România are parte de protecție politică sau clanul din care face parte. Protecția politică dispare în momentul în care au loc nenorociri de genul acesta. Eu înțeleg ce spui, dar mi-e greu să cred. Mi-e foarte greu să cred. Sincer spun. Nu, eu cred cu tărie lucrul ăsta. Că dacă se vrea în România, orice se poate face. România este țara care încă are oameni capabili. În toate domeniile, dar nu sunt lăsați. Acum ar fi timpul să-i lase. Îți mulțumesc, Claudiu. Acum ar fi timpul să-i lase pe cei capabili. Vedeți, stimați politicieni, stimați domni procurori, polițiști care vă ocupați de această situație grozavă din existența noastră, ea spune un lucru, că lumea își pierde încrederea în modul în care faceți treabă, că e din ce în ce mai puțină. Amplasarea unui bombe, explozia ei, nu poate fi privită cu nepăsare, cu indolență sau, cine știe, circumspect de către autorități. Dacă există această credință că oamenii aceia mai au și protecție politică, e cu atât mai grav pentru dumneavoastră. Rezolvați-o de urgență, pentru că România este o comunitate democratică europeană care nu acceptă prin cetățenii săi un astfel de sistem mafiot care să se exprime în văzul lumii. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.